Pauză, pe așa, m-am dus într-o vacanță. Deci, Și acum revenim. noi avem o problemă, domnișoara, cum să zic eu ție, domnișoara directoră de la spital Da. a fost abuzată sexual de niște indivizi și noi încercăm să aflăm despre cine este vorba. De-aia colegul meu Andrei, care e polițist, se îmbracă acum în femeie, încercăm să-l scoatem la iveală pe acest individ. O să încerc să-l îmbrac cât mai sexy, să-l provoace pe acel individ, să-l găsim, că nu reușim să-l găsim. Dar vreau să te întreb pe tine dacă știi ceva informații despre acest domn Raisa. Guys, da, suntem, adică, înainte vorbeam, eram trept, dar acum nu mai știu mai nimic de el. Păi și crezi că are apucături de genul acesta? Da, întotdeauna. Înțeleg. Întotdeauna, așa. Da, acum nu știu, că nu prea l-am mai văzut prin oraș. Știu că plecase, acum cine știe? Aia zic, tată. Bună! Să rămână domnișoară, aici agent Andrei Popescu, de la poliția. Ce zici, o să ne iasă ceva? Nu știu ce să zic cu fața asta. Păi nu, că mergem acum, Andrei. Băi, deci Andrei se îmbracă în... Auzi, fiți atenți. Andrei se îmbracă în polițist. Dacă se întâmplă ceva și mai poți să te faci și bărbatul înapoi. Nu, că-i tai cioaca. Adică deci... nu mie, stai, că n-am înțeles întrebarea. Stai, că pot să mă fac bărbat, cum să nu mă fac? Păi eu mi-am pus... Că se întâmplă o extorsiune de degajament și nu mai poți. Mi-am pus câteva sutiene, și la buci, haina bebe că avem treabă. Uita la curul meu că-s bărbatul la urmă. Da, o, ai dreptate. Am auzit că te-a promovat domnul Chester, așa ai? Și pe mine m-a promovat, da? Știu, păi de ce ziceam? Păi pe mine, cum ai auzit, eu? Păi am adică și informațiile mele acolo în poziție. Nici nu pot să te iau în serios acum că-s gagică. Da, dar păi ce parte bună, poți să iei în brațe, știi, ca între fete. Da. Ai și tu parfum să mă dai cu parfum? În sfârșit iau și eu două fete în brațe în același timp. În care une cu cioacă, ce? De ce te faci? Eu nu știu. Mă, dar hai să vă vocea de o feminină. Hai bre, să mă duc. Vocea, vreau să-ți văd vocea. Bună! Ia, fii atent, îl vezi pe ăla dinăuntru, ia să văd dacă reușești să-l combini. Oh, doamne. Ce faci? Domnul? Aolo, cred că îl speri mai mult. Bună ziua! Bă, stai mă! Andreea! Andreea, vino înapoi! Hai să mergem în oraș, că avem treabă. Hai să-mi blafez. Ia încearcă să te dai la ăsta, încearcă la ăsta. Bună! Ce faci, frumosule? Domnișoară, vreți aici să vă dau o tură cu motocicleta asta? Vezi, mă, ce motor. Du-te, că vine în spatele tău, poate afli ceva. Trebuie să-mi fac. Bună seara. Care-i la tău? Poate afli ceva informații, mă. Mamă, cum se aude scuterul ăla, frate. Dacă stau în spatele ăsta, mă dau urechile. Trageți pe dreapta! Trageți pe dreapta! Trage pe dreapta! Scuze!
Mamă, cum face scooter ăla, bă, și că e aspirator de femei. Bă, trage pe dreapta poliția. Trage pe dreapta, mă. Bă. Fă prostul, tu ești cu mine, fă prostul, ți-ai intrat în rol prea nebun, faci infracțiuni nebună. Ia uite, nu pot să te fut-o scooterul tău sus. Pot să trec de el. Ia uite, mă. Fă prostul! Băi, unde sunt, mă, frate? Unde a dispărut? Păi nu știu că nebuna aia s-a dus cu ăla, mă. Oh. I-am și țipam de aici, fă proastă, uite, ești cu mine, ți-a intrat pe rău în rol. S-a dus cu ăla, fugi cu ăla, nebuna. Mă rog, nebunul. Cool. Păi, dar tu de ce nu te angajezi în poliție? Știi? Hm? Ce-a zis? Zic, de ce nu te angajezi în poliție? Nu știu. Aș angaja, da, m-aș angaja. Am văzut câteva domnișori acolo. De ce zici, mă? A, doar n-am, nu știu. Că să vie. Dar s-ar putea să vină în curând, în poliție. Tu ai un gagic pe aici care te ține pe în lumea infracțiunilor, este? Nu. Cum nu? Nu, doamne, nu. Nu mai ai? Nu. S-a stricat motorul, poți să te ajut cu el sau vrei să vii cu mine? Vin cu tine. Hai, hai că mi-a trimis locația să... Nu știu ce fac ăștia, fugă în prână, nu știu ce naiba fac. Mie vreau să nu-și intre prea mult în rol, adică la adevăratul sens al cuvântului. Uite, știu ce fac ăia. Nu cred. Nu pot să cred. Stai ușor să nu-i speri, mergi ușor. Da, e invex. N-ai cum, bă! Bă, n-ai cum, bă! Gata, doamnă picioare. Gata! Sunteți liberi să plecăm! Bine, doamnă așa. Stai să nu iei fantomul. Ferici. Bă, l-o domnul polițist. Nu e ceea ce pare. Eu n-am făcut nimic. Pe dată. E ceea ce pare. Băi. Băi. Nu au zis pe stație. Băi, Andrei. Da, 10-4. Un echipaj de la rutieră brigadă? De ce au trebuit să faci asta? Da, noi. El, gata, hai să facem ceva cu ceva. Și l-am făcut, el vrea să-mi facă ceva mie. Nebunul. Și tu crezi că mă las așa prins ușor? Nu, i-am dat de la înjulit. Dar măcar ai întrebat și tu dacă știe pe cineva cu numele Raiza. Da. Nu știe. N-ai întrebat. Cum n-am întrebat, mă, că eram pe motor, n-am întrebat. Taxi că am întrebat. Hai să mergem, hai să hai mergem. Hai că suntem în urmări. Hai să mă duci la frizerie. Acum. Știu că Sărana Cosmă, care e în poliție, se știa foarte bine cu... Domnișoara tău, să știți că arătați toate. A, da chiar, sora ta, da chiar, da chiar. Dar ți-a zis ceva cumva despre mine? Nu. Nu ți-a zis nimic? Brei, noi trebuie să mergem la sex. Am vorbit toate, era Cosmo și mai era o domnișoară, dar nu știu, Ela parcă sau așa. Cosmo și Ela, da. Ambele sunt. Și am patrulat cu ele. Și le-am zis să zică ceva, dar văd că nu ți-au zis, probabil că nu v-ați mai întâlnit sau uitat. Ei, las că nu mai contează. Păi simt că ne-a furat cineva mașina, nu știu de ce. Trage mă măsa ăla care ne-a furat mașina. M-auziți? Ok. Este... Domnul polițist? Da. Puteți să vă mutați mașina de aici, vă rog frumos? Sigur. Vreți să scoateți mașina? Da.
Tocmai l-am văzut pe Horatiu, era la secție, dacă voi te poți duce acolo, era cu o colegă de-a noastră, nu știu ce, făcea hai, niște emologări. Acum vin, colega, o să vin cu iubita, cu băiatului cel cu care te giugiuleai tu la secție. Poți să vii cu noi dacă da? Vrei la secție, colega. Ok. Domnișoara, Anda, vrei să vii? Colega, mi-ai dat un baston. Haide, hai, hai, urcă cu noi în mașină. Hai, da, te așteptam, nu-i problemă. Băieți, îl băgăm acum pe Horatiu, îl băgăm rău de tot. Câtă răbdare am. Să spui centura, colega. Băi, ăla a plecat, eu confisc mașina asta. Hai, se învețe. Acum vin, colega, potolește-te. Spartanu, te pup, mulțumesc frumos de ouțe și de ăsta, Spartanu. Băi, îți dai și voi aplauze pe chat pentru Spartanu. Mi-a băgat acolo elixir pe probă, mulțumesc frumos. Băieți, în timp ce filmez episodul acesta... Haideți acum omologez mașina colegului, domnului. O să rămânem puțin mai spate să observăm cum îl iei în brațe. Domnișoara Anda, rămâneți puțin în mașină, vreau nu vă dați jos. Rămâneți în mașină, domnișoara Anda. Auziți? Domnișoara Anda, mă auziți? Auziți? Mamă, asta e disperată, bă, frate. Ia-l în brațe. Mânuțele, domnișoara, îmi cer scuze pentru... Mamă, se ia în brațe cu el. Se ia în brațe cu iubitul lui Antagen, mam. Vedeți că a și un bâlbâit. Colegul, vedeți că acestor domnule arde de... Trebuie în față dumneavoastră omologaia vă, că doamna polițistă se dă la mine și vrea să mă violeze. Ce la mine? Că până acum te dai la mine și m-ai pus mâna cu nesimțitule. Și mie, eu chiar m-am îndrăgostit de tine, să știi. Eu am nevastă. Dacă când ai băgat când mi-ai băgat SSD-ul pe placa de bază, ce ai mai zis? N-ai mai zis nimica. Deja cred că am prea multe ore de muncă. Coleg, ocupă-te tu de omologări, te rog, colegul. Nu știu ce să le fac, sincer. Ce să fac eu? Nici nu știu cum, da. Măi, fac la tu ai să le treci pe unde o aplicație. Trebuie să le să vă spun ceva. El ca să-și mărească... De ce când ați mărească, domnule? Mai bine, fiți mă sinucid. Sinucid? Eu ce i-am acum? Că mă sinucid. Domnul polițist, haideți să vă spun o chestie asta care să-și mărească penisul, trebuie să meargă... Domnișoara Anda, m-auziți? Puteți să vă opriți puțin din alergat? Domnișoara, ușor, 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 domnișoară. Se duce după horul. Mă duc să le fac eu omologările, colegul? Da, da, fă-le tu, fă-le. Să-mi dea domnul cheia de la mașină. Haideți până acolo că vrea să se arunce nebunul. Unde s-a pus? S-a dus sus pe pod. Stai, colegul! Hai să mergem! Măi... Trebuie să se ducă cineva jos. Băi, îndepărtează-te de acolo, băi. Băi, îndepărtează-te de acolo, băi. Domnul mecanic. Ce dracu e Salvatore, ești Batman, s-a trezit Batman în tine să salvezi tu. Lasă-l pe domnul să vorbim cu el. Lasă-l jos. Lasă-l să vorbim cu domnul Teo, vino și tu încoace, lasă-l un pic liber să... Iubi! Nu te sinucide, iubi! Băi, băi, stați așa că nu vă aud dacă vorbiți. Domnul mecanic, mută mașina asta de aici, domnul. Iubi, s-a trezit Batman în tine. Nu mai pleca, iubi!
Băi, 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 stați puțin, domnul, băi, colega, stai aici, colega Andreușca. Putem să trăim o viață liniștită. Măi, colega, colega. O să rimă? Da, măi, bine, uite-l să ascult. Mamă, hai jos, da. O sări și gagică, sabă. Mamă. Bă! Bă. Ăla nu a murit bombă. Am nebuni aici. Hai jos, hai jos să mergem noi. Doamne ferește. Doamne ferește. Dacă încă... Fata, te ajut eu. Hai să luăm pe domnul. Iar mai bine sună la medic? Că mai bine să... Băi, domnul mecanic, ia-ți mașina și du-te de aici, că îți dau pușcărie direct de aici, îți dau. Nu. Ia-ți mașina și dispar de aici, că aici e o treabă, nu-i treaba ta să vezi. Te-a chemat cineva să repare. Du-te, așteaptă la spital, că avem treabă, că mai mult ne încurci și vii cu mașina peste noi, te bagi în... Salvezi tu, te bagi tu. Ți-ai greșit meseria. Văd. Domnul Horațiu, ne auziți? E leșinat? Mhm. Are pulsul destul de slab. Mamă. Horațiu a vrut să se sinucidă, ceva nou. Am fost venit și mă mai priceva la asta, dar... Mamă, stai să o sun pe gagică să se ne dacă acum că el a murit vrea să rămână cu mine. Nu vreau să spune gaci că s-au fi rănită și ea. Păi, și o că a luat-o domnișoară. O luăm să-l ducem la spital? Ia, mamă, ce m-am speriat. Alo, da? Alo, colegul. Da, colega, spune. Am salvat-o pe fata asta. Unde ai dus-o? Eu am dus-o la spital, colegul, că eu vreau să o salvez, că e doar fată de-a mea. Ai dus-o la tine acasă? Ok, dar să ai grijă de ea, gen, ok? Da, să vezi ce grijă am eu de ea. Lasă-mă, colega. Hai că am treabă cu domnul Horațiu aici, ai grijă de ea la tine acasă, hai. Hai că o să vin și eu, când termin, vin și eu. Fața în sus, da, bine, pa. Bine, la revedere. E bine, domnișoara, iubita lui e cu colega. Oasele mele, domnule polițist. Păi cine te-a pus, domne, să faci astea? Dar de ce ai sărit, domne? Doamna aia polițistă. Păi a putut foarte frumos. Am tot efuzat, domnule, de ce m-a spus pe mâna ei? Dacă îmi înfățați dumneavoastră, nu era nicio problemă. Dacă ați văzut că n-am vrut cu ea, de ce ați insistat? Pentru că eu trebuie să ajung la spital, domnul. Da, și pe eu nu te-a zis nimeni, păi puteam să te aștept. Și ea mi-a spus că e și îndrăgostită și că... Eu am nevastă, o știi și tu numai. Păi și ai făcut nunta? Am făcut-o înainte să vină noi, gen din alt de țară venim noi. Eu cu ea vin din Ucraina. O pui bliet. De ce să o salvez pe doamna Ale? Poftim? Să o salvez pe doamna Ale. După ce v-am făcut la dumneavoastră, m-am tot gândit și am zis că îmi dau demisia. Dar de ce, domnule, să-ți dai demisia? După ce v-am făcut la dumneavoastră și la domnul... Dar ce ne-ai făcut? Nu ne-ai făcut nimic. V-am călcat. Dar eu am auzit că ai fost puțin pedepsit. Da, m-a ales pedeapsa asta, să-mi dau demisia și să fiu un zero. Cine te-a pus să faci asta? Eu. Nu, dar zic, ce pedeapsă ai primit, ai primit o pedeapsă de asta disciplinară pentru tot ce ai făcut-o? Da, disciplinară, da. Și ce ți-o zis? Ăsta, că dacă mai fac o singură boacănă, îți concediat. Și tu ai zis că, nu, las că îmi dai eu demisia, nu? Nu, am zis că mă gândesc dacă mai stau sau nu. Și am zis domnului Cristi că îmi dau demisia.
o perioadă de timp. Aie, băiți. Iubita mea. E cu colega noastră la ea acasă, ceva de genul. După iubita mea a doua aici, cred că îmi sună ceasul. Păi, cum adică sună ceasul? L-ai pus să sune la ora asta? Nu mă lever că decedez. Că mă doare... Hai, domne, să te ducem la spital, hai! Nu mă pot ridica. Ajută-mă să-l iau pe sus. Lasă că te luăm noi pe sus. Hai să-l băgăm în mașină. Puneți să-mi o aducă la spital. Măcar. Dacă e să mă... Hai că-l iau eu, Teo. Cam trebuie să conduc eu acum. Ok, condu tu, nu este nicio problemă. Cred că mor. Nu mori. Îl pun aici, în spate și... Ce trebuie, Melan. Ai avea de ce să mor. O să trebuiască să oprești undeva până în spital. Mhm. Ca să facem switch-ul, că după aia nu pot să mă duc el înăuntru. Deci ce ți-a făcut? Taci, mă, ce ți-a făcut? Ce ți-a făcut Horațiu? Ce ți-a făcut Horațiu? Domnișoara, da, domnișoara, vă puteți opri puțin din alergat, că sunteți ca un titirez din ăla, domnișoară. N-ai cum să oprești pe asta, mă, ești nebun la cap. Că fuge pe Dărdeluș. Domnișoara, Anda, ne auziți? Stau pe gânduri, ne avem. Domnișoara. Doamne, ferește. Nu? Ce vede la Horațiu ăla, eu nu știu. Hai că stau un pic pe gânduri. Eram un smurt. Nu mai îmi smurtă ce era odată. Cine-i domnișoar? O fată din smurt. Mi se pare că încă e. Dar pe domnișoară o știi? Ea este Andreiușca. Trebuie să mă duc să-mi fac ăsta față. Vezi că îți pușcă gurița aia, zici că ești Terminator în pana mea. Asta era și ideea. Bă, ești urât de rău de Tomu. Hai să mergem să o schimbăm. Hai să o schimbăm. Să-și pună față, să-și pună... Trebuie să mă machiez. Tu mă vezi, domnișoară, că să mă machiez, da? Mergem să o manchem. Bă, stai mă un pic că trebuie să-l facem pe Horațiu să se îndrăgostească de tine. Stai că eu nu mă văd. Băi, dar pune și tu păr. Al păr o să-mi pun imediat, dar stai numai un pic. Păr așa. Make-up, ce ai la make-up? Primul, trei. Hai că a început. Tu crezi că e transsexual de ăsta? Uite așa, așa. Da. Așa. Și fă și... E perfect, mă, lasă-l așa, fă-ți părul, cumva, nu știu. E ca în căcănim așa. Așa, așa, roșcat, perfect ăsta, că se asortează cu buzele. Ăsta? Da, e perfect. Mai să plecăm. Cine ești ochelari? Ochelari, spune-ți ochelari, dar te nu te pătești. Băi, George, că taci, mă. Gata, da? Hai să mergi. Trebuie să-l faci pe Horațiu să se îndrăgostească de tine, înțelegi? Dar tu de ce ești mai frumoasă decât mine? Păi, umbla la mai multe chestii. Păi de ce nu-mi zici și mie să umbla la mai păi multe? Vrei să stai aici o oră? Da, zi. Hai să mergi, hai că ești ok așa. Stai numai un pic. Deci dacă sunt mult mai bine decât tu înainte. Chiar atât bine la față, n-am ce zice? Păi sunt frumoasă, Teo. Dacă mă enervează, jar mănâncă ăștia. Dacă mă enervezi, îți dau un cap în gură, nu, te leșin și nu te mai trezești. Scuze. Teo, dar tu ești așa periculoasă? Cam da. De ce? Sunt bre, că trebuia să mă schimb și de haine, nu? Lasă-mă hainele așa. Nu bre, și la haine, ascultă-mă. Auzi, dar ce ți-a dat să iau vorbește cu domnul? N-ai cum să schimb de acolo. Îmi dau scuze, fată. Fată, îmi pare rău, fată.
După ce trebuie să pun, Cristian, trebuie să pun șarfe, coliere, să pun și eu ceva, nu știu. Mă scuzați o secundă. Bă, Cristi, răspunde-mă pe stație. Băieți, o să oprim episodul ăsta aici, continuăm episodul și vă aștept și mâine la continuarea acestui episod. Nu uitați de like. Cine? Nu dă like și sub... Fantomiță, like. Salute, pup. Eu în timp ce fac live Petrovo, filmez și episoade, gen. Așa că, gen, puteți să veniți live Petrovo, să prindeți și unele episoade. Marian, salut! Te-am făcut cu mâna. Colegul Cristian.